Condițiile pentru accesarea sprijinului nu se rezumă doar la suprafața cultivată, care trebuie să fie spațiu protejat, solar sau seră, cu suprafață de minim 1000 de metri pătrați, ci există și o condiționare legată de producția ce trebuie obținută. Se acordă ajutoare de minimis, a căror valoare totală este echivalentul în lei a 3000 de euro pentru 1000 de metri pătrați, spații protejate de la care se obține o producție de minimum 2 kg de tomate pe metru pătrat. Comercializarea cantității impuse trebuie justificată cu documente fiscale. Cuantumul unitar este echivalentul în lei a 3 euro pe metru pătrat, se arată în actul normativ. Cele 2 tone de tomate pot fi comercializate în primul sau cel de-al doilea ciclu de producție. Pentru ciclul 2 în județul Olt s-au înscris peste 800 de legumicultori. Odată înscriși în program, aceștia vor fi vizitați de mai multe ori de reprezentanții Direcției pentru Agricultură Olt. Controlele vor fi drastice, spun oficialii din cadrul instituției. Avem peste 800 de fermieri care și-au depus și pentru ciclu 2. Sigur, sperăm ca toți să ajungă să valorifice în luna noiembrie și decembrie cantitatea de 2 tone, conform hotărârii de guvern. În acest sens vom face controle amănunțite, pentru că și temperaturile astea fiind foarte mari, vă imaginați că tomatele astea sunt în solarii, deci trebuie să ajungă cu ele, să le recolteze și să demonstreze că recoltează în luna noiembrie și decembrie cele 2 tone. Numărul total al celor care s-au înscris în acest program depășește 7.000 de beneficiari din toate zonele țării. Județul Olt ocupă primul loc din țară în ceea ce privește numărul legumicultorilor care s-au înscris în program, urmat de Giurgiu și Buzău. Măsura a fost luată în condițiile în care România cheltuie anual peste 30 de milioane de euro pentru importurile tomate. Cu toate acestea, valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă nu poate depăși echivalentul în lei a sumei de 15.000 de euro pe durata 3 exerciții financiare. Banii ajung la cultivatorii de tomate în cel mult 2 săptămâni de la depunerea documentației.